Dragi telespectatori și bine ne-am regăsit la Drumuri Spirituale. Sunt Codruț Burdujan și astăzi la Litoral TV am plăcerea să mă revăd în studio cu Părintele Ciprian Vasile Rus. Părinte, bine ați revenit! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Părinte, veniți cu vești frumoase, nu? Ne pregătim de sărbătoare. De sărbătoare. Dați-ne dumneavoastră vestea cea bună. Iată că, fiind și în Constanța, biserica noastră prăznuiește o dublă sărbătoare. Trebuie să precizăm, este vorba de biserica ce poartă hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena III, da? Da, din kilometru 45 și zona Doralii. Doralii, da. Capela militară în incinta brigăzii nouă mecanizate Mărășești. Anul acesta, fiind închinat în mod deosebit prăznuirii Sfinților Împărați Constantin și Maicii sale Elena, la împlinirea 1700 de ani de la editul de la Milan, din anul 313, da, de împăratul Constantin cel Mare, iată că biserica noastră, mică și modestă, dar zic eu frumoasă și primitoare, îmbracă haine de sărbătoare. Pe data de 19 mai avem Sfințirea cea Mare, Târnosirea, deși a fost mai de mult zidită, construită, iată că acum, cu voia lui Dumnezeu, în anul acesta al Mântuirii 2013, închinat Sfinților Împărați, a venit și vremea ca ea să fie desăvârșită prin lucrarea aceasta a târnosirii. Periplul acesta liturgic, ca să zic așa, se va desfășura pe parcursul a 5 zile, începând de vineri, 17 mai, când după amiază, în jurul orelor 17, vom întâmpina, în cadrul parohiei noastre, Maștele Sfinților Împărați, Constantin și Elena, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, protectorul trupelor de uscat, apărătorul oștirii române, a sfinților locali, Epictet și Astion de la Halmiri și a sfinților mucenicii de la Niculițel, Zotica, Talca, Masi și Filip. Sfinții doctor fără de arginți, Cosma, Damian, Trifon, iată, Sfânta avem. Muceniță Varvara, este un eveniment deosebit și iată, cum am spus, începe de vineri, 17 mai, în jurul orei 17, când cu credincioșii parohiei noastre și cu ceilalți vom întâmpina Sfintele Moaște. Iată, avem pe imagini și o fotografie cu frumoasa bisericuță despre care vorbim. Așa. După care vom săvârși tot vineri slujba vecerniei mari urmată de litie. Sâmbătă, pe data de 18 mari, în ajunul sărbătorii Sfințirii, de asemenea săvârșim începând cu orele 17 privegherea, vecernia cu litie. Iar duminică, începând cu ora 7.30, 8 fără un sfert, va poposi în mijlocul nostru înalt preasfințitul Teodosie, așa însoțit de un ales și distins obor de diaconi și preoți, la o manifestare așa de frumoasă, cadrul parohiei, când vom săvârși aghiazma mică acolo în fața bisericuții, după aceea slujba târnosirii, Sfințirea cea Mare a bisericii și afară, în părculeț, în parcul nostru, din incinta unității, pe o scenă amplasată frumos, vom săvârși Sfânta Liturghie Arhierească. Ce frumos! Iar la sfârșit, ca să pot să dezvălui, că, deși e surpriză, dar trebuie ca să fie așa, să știe lumea și să fie totul frumos, la sfârșit va veni și fanfara militară, când va intona imnul de stat și celelalte onoruri militare pe care ni le oferă. Părinte, cu regret, eu o să fiu în Crimea la sfârșitul acestei săptămâni, dar sunt convins că va fi o atmosferă cu totul deosebită, da. Mai ales că e acel părculeț frumos. E liniște, e o oază de liniște, de verdeață, da, acolo. Umbră frumos, toată lumea frumos va putea asculta slujba și afară, se va putea întâlni cu un alt preasfinția sa, Teodosie. Și pe lângă cele pe care le-am anunțat, trebuie să precizăm că vor veni și niște artiști deosebiți, cei din corul Armonia, da, care ne ridică inima și sufletul către Dumnezeu de fiecare dată. Au o voce minunată acești artiști, au un repertoriu deosebit, va fi o plăcere în acel parc să-i ascultăm. E o plăcere pentru că această plăcere vine în urma unor eforturi deosebite făcute pe parcursul atâtor ani de repetiții, de punere în practică a pieselor și iată că încununarea cea mai deplină a acestor eforturi este Sfânta Liturghie, când acolo dând răspunsurile în cadrul slujbei, într-adevăr ne înalță cu adevărat sufletul
ne întărește și ne luminează mintea și inima. Cât îmi doresc să fac odată niște înregistrări cu cei din Armonia, recunosc că am căutat anumite piese de Tudor Gheorghe și pe internet să mai ilustrez anumite materiale, parcă nu se compară cu vocea celor din Armonia. Sunt extraordinari. Dragi telespectatori, chiar merită să veniți duminică la acest eveniment. Va fi unul totul deosebit. Când mai precizez faptul că duminică, după ce înalt preasfințitul va săvârși slujba târnosirii, toți pot să intre în Sfântul Altar. Și bărbații și femeile se ia târnoseală. Este un moment unic în viața parohiei și aproape unic în viața credinciosului. Pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu termenii bisericești, ce înseamnă acest lucru? Târnosirea ce înseamnă? Slujba cea mare de sfințire. Aș putea o numi slujba de desăvârșire a unei biserici. Când iată, odată cu târnosirea, practic se încheie, am putea spune, toate lucrările ce s-au efectuat în acea biserică, în acea parohie, și slujba de târnosire vine ca o încununare, ca o bucurie, ca o revărsare a Harului Duhului Sfânt, care va fi, iată, în mod deplin desăvârșit prezent în biserică, în Sfântul Altar. Nu întâmplător, astfel de evenimente sunt prilejuite de rugăciuni speciale din partea credincioșilor. Slujbe speciale. Știm că ei vin cu bilețele, cu rugăciuni. Pomelnice, da, chiar cine dorește, pot să precizez faptul că până vineri sâmbătă poate să vină la parohia noastră cu pomelnice pentru vii, pentru morți. Acolo, în mijlocul Sfintei Mese, este o săpătură, acolo unde va fi hrisovul, pomenirea celor care au participat și cei pe care doresc să-i menționăm acolo, va fi pecetuită Sfânta Masă până la a doua venire. Da, știm că există acest obicei, nu? La sfințirea lăcașurilor sfinte. Da, se dă o slujbă, se dă o bucățică de pânză cu ceară, târnoseală se numește, da? Pe care înalt preasfințitul în ziua aceea de 19 mai o sfințește și după care noi la final împărțim tuturor în Sfântul Altar care vor intra, se vor închina și vor pleca acasă cu inima păcată și cu bucuria deplină. Încerc să explic pe înțelesul credincioșilor care nu sunt neapărat familiarizați cu termenii religioși, da, și poate și pentru acei telespectatori care nu obișnuiesc să vină la biserică, din păcate. De ce este bine ca ei să participe la astfel de evenimente? Să lase un bilețel în la temelia sau în locul la care ați... Știți cum este, punem început bun unei lucrări. Unei lucrări, iată, sfințitoare și în viața noastră a credincioșilor, a credinciosului, a fiecăruia în parte. Și cu atât mai mult, asemenea momente fiind mai rare în viața bisericii noastre, iată că trebuie să ne adunăm și trebuie să ne încărcăm cu acel har izbăvitor și curățitor. Iar prin pomelnicul, prin pomenirea, prin darul pe care vrem noi să-l facem bisericii, nu facem decât să ne debarasăm de vâltoarea păcatelor, a greutăților, a ispitelor și iată să ne încărcăm sufletul cu lumina Harului Duhului Sfânt. Iată, un eveniment cu totul semnificativ, mai ales pentru că vorbim despre zilele Constanței. Constanțe, nu? Mai ales, deci, da. Deci, când vorbim despre Constanța, vorbim despre sensurile profund creștine. Profund creștine. În niciun caz de dansuri din Buric Prima Maia sau de mai știu ce alte glume de promovare a acestui pământ apostolnic. N-are nimic, știți la ce, la ce mă refer, dragi telespectatori? Nu o să intru acum în detalii politice. Mă refer și vă reamintesc că atunci când vorbim de Constanța, ne aducem aminte de un tărâm binecuvântat de primii apostoli. Corect. Da, am aici și frumosul afiș pe care îl veți vedea prin oraș cu acest eveniment. Da, această invitație am plasată la aproape toate bisericile din Constanța, așa, în mod special în cartierul nostru, unde am plasată biserica. Pe data de 18 mai, în ajunul prăznuirii sfinților, pe data de 20 mai, în ajunul prăznuirii sfinților împărați, după amiază, la ora 5, săvârșim acatistul în acestor sfinți. Iar marți, pe 21, îi vom prăznui în mod deosebit. Acela este Hristos. Adevărați artiști cei care v-au realizat aceste afișe. Artiști, da. Extraordinare. Da. Parcă nici nu vine să-l lipesc pe un stâlp. Nu, ăsta este hrisovul care
El se împachetează și într-un tub special îl vom pune la piciorul Sfintei Mese. Mă referam la afiș. Da. Da? Și Hristovul, frumos realizat. Da. Realizat cu osteniala tuturor celor ce au participat. Da. Părinte, ce mai este important să rețină credincioșii despre acest eveniment? Da, menționez faptul că să vorbim puțin această biserică, de un scurt istoric, da? Piatra de temelie a fost pusă pe data de 1 august 1996, pe acea vreme acolo fiind general domnul Constantin Zeca în sânul unității militare și preot militar la acea vreme era părintele Munteanu Emil. Această capelă militară s-a construit după proiectul Bisericii Mănăstirii Techirghiol, Sfânta Maria, la dimensiuni mici, nu este, e în stil maramureșan, cu turma normală, nu este o biserică cu turmă mai înaltă, cum de regulă sunt bisericile în stil maramureșan, pentru că așa a permis acolo autorizația și planul de dezvoltare la acea vreme urbanistică. Toate lucrările de început ale bisericii au fost realizate de către militarii în termen, cum era pe vremea aceea, civili angajați pe bază de contract din cadrul unității militare, iar pictura din biserică a fost realizată tot așa de soldați pricepuți, iscusiți, care prin aportul, prin dăruirea și prin vrenicia lor, acolo a ieșit o lucrare aproape profesională, am putea o numi, în ceea ce privește pictura. Desigur că la o biserică, ca și la orice local, că e casă, că e, trebuie pe parcursul vremurilor intervenit. Trebuie acest lăcaș, iată că întreținut, pentru că atât pe interior cât și pe exterior. O să rog pe colegii din regie să ne mai, așa, mai arate câteva fotografii. Cu mai suferă anumite modificări. De când a fost instalat la această parohie, pe data de 20 noiembrie 2011, s-au realizat tot așa cu sprijinul credincioșilor și a brigăzii nouă mecanizate Mărășești și a unității militare 012-27 din Tomis Nord, o seamă de lucrări la această biserică. Pictura din Sfântul Altar și din pronaos de la intrare în biserică a fost recondiționată, restaurată, s-a achiziționat și un clopot nou, tot așa cu efortul și contribuția credincioșilor, s-a montat pe jos pardoseală din gresie, s-a înlocuit cea veche care era. Deci se fac permanent lucrări pentru întreținerea și înfrumusețarea lăcașului de cult, ca atunci când credinciosul, când omul vine, să simte acea liniște și sufletească și înconjurătoare, ceea ce privește mediul ambiental. Să vorbim și de cei care au slujit și slujesc la această biserică? Așa, la această biserică mai slujesc împreună cu doi coslujitori, părintele George Daniel Udrea și părintele Alexandru Stelea. Și ne bucurăm împreună de un climat armonios, însoțiți și în fiecare duminică sărbătoare de credincioșii parohiei și de ceilalți care vin. Mulți vin și vizitează Muzeul Național Militar, care este situat lângă biserica noastră și implicit și capela militară. De-abia aștept să mă întâlnesc și cu domnul Scurtu, da, cu renumitul istoric din Constanța, istoric militar. Constantin Scurtu, mă uit acum pe fotografii, biserica nu este deloc micuță, așa cum cu modestie spuneați, este încăpătoare, frumoasă, luminoasă, are o arhitectură deosebită, ne simțim o atmosferă tipic românească, nu? De biserică, da, ortodoxă. Da, da? Vedem munca și grija, satisfacția încununată a celor soldați care au punctat un loc pentru eternitate. Pentru că asta este o biserică. Este un loc care ceva rămâne de apururi în cerul cu pământul. Pentru cei care vin după noi, generațiile următoare. Da. Câte suflete sunt? Sunt arondate parohiei în jur de 1500 de familii, blocurile acelea din preajmă. Da? Și în rest participă și credincioși din împrejurimii,
pentru că am spus pe parcurs, avem acel părculeț frumos, multă verdeață, curățenie și se bucură mai ales pe timpul verii, din mai până în octombrie-noiembrie, de liniște în prejurimii, lângă biserică. În al Preasfinția sa va veni însoțit de un sobor de preoți, ca în toate zilele în care sunt oficiate în acest astfel de evenimente, suntem convinși că va veni și foarte multă lume. Va veni foarte multă lume și de aceea fac un apel și un îndemn către toți credincioșii care vor veni, mai ales în ziua de duminică, dar și de hram, când vor intra în Sfântul Altar, să nu se îngrămădească, să nu se împingă, Dumnezeu, să nu se smintească între Dumnezeu ei. Dumnezeu e pentru toți. Dumnezeu e pentru toți. Ne-am pregătit cu târnoseală la fiecare, adică chiar dacă vor veni mai târziu să nu deznădăjduiască că nu vor găsi acolo. Da. Suntem acolo pregătiți pentru că știm, fiind evenimentul de amploare, însemnat în viața parohiei și a credincioșilor, fiecare va beneficia de târnoseală și se va bucura de intrarea în Sfântul Altar. Eu apreciez această atitudine. Armonia și ordinea din sânul fiecărei parohii depinde în mare parte de preoții care slujesc acolo. De preoții, de credincioșii pe care noi îi păstorim și pe care îi îndrumăm, îi îndemnăm, îi învățăm, ne învățăm unii pe alții. Da, și e foarte bine să precizăm, la astfel de evenimente venim să ne liniștim sufletul, să ne bucurăm de astfel de rare momente de rugăciune înălțătoare. Da, de rugăciune, dar nu trebuie să ne îngrămădim, să ne grăbim. Așa cum, din păcate, mai vedem în jurnalele de știri, prin alte locuri, în alte părți, e neplăcut aspectul ăsta, pentru că e o isterie Depinde și de preoți, dar și de enoriași, să păstrăm această stare de decență și de liniște. Mai ales în sânul bisericii, educația trebuie să o avem deja formată. Venim în biserică, în întâlnirea lui Dumnezeu și trebuie să venim furioși și zmintiți, trebuie să venim smeriți. Iată, grija arhiepiscopiei pentru a întâmpina, cum se cuvine, această sărbătoare a Constanței. Au fost conferințe la universitate astăzi pe teme teologice, le-am anunțat deja. Vorbim iarăși de sfințirea și de târnosirea bisericii cu hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena din zona kilometru 45, zona Dorali. Da. Părinte, să vorbim puțin despre cum ați preluat dumneavoastră această sarcină, această datorie sfântă de a călăuzi sufletele, pentru că am promis credincioșilor la începutul acestui an, dacă anul trecut am tot vorbit de pe diferite teme religioase, vreau să vorbesc și despre cei care se dedică lui Dumnezeu. Ce e mai frumos decât a sluji lui Dumnezeu și mai ales în calitate de slujitor, de cleric? Și bucuria este cu atât mai mare cu cât credincioșii pe care îi păstorești sunt alături, participă la Sfintele Slujbe, de fiecare dată când mergem în mijlocul lor, cu ocazia Crăciunului, a Bobotezei, în postul mare, îi îndemnăm să vină cu cei mici la Sfânta Împărtășanie, cei mari să se pregătească pentru spovedanie, pentru împărtășanie, așa cum e rânduiala și canoanele noastre, bisericești. Într-un cuvânt, îi îndemnăm să vină să participe la biserică. Pentru că vedem, și așa avem viața destul de încărcată, cotidiană, zilnică, cu serviciu, cu slujba, alergătură într-o parte și în alta. Puține sunt momentele de rugăciune, duminica și alte sărbători, când iată putem lăsa pentru câteva ore, două, trei ore, totul deoparte. Puține sunt, repet, dacă am face un bilanț pe o săptămână, 7 zile, 24 de ore din 24, să ne gândim cât dedicăm lui Dumnezeu. Pentru că se pare că de multe ori uităm ca să mulțumim pentru ajutorul primit și doar alergăm atunci când suntem înecați și în strâmtoare. De aceea misiunea slujitorului, a clericului în general, este deosebit de mare, imensă, aș numi eu. Este un efort continuu în ceea ce privește, iată, educația creștinului, începând cu vârsta cea mică, de la școală, prin orele de religie, continuând apoi, iată, în practică, prin mersul la biserică, prin contactul cu slujitorul, cu preotul, prin însușirea
cunoștințelor și de către credincios și prin prezentarea lor într-un mod sistematic și de către slujitor, de către cleric. Mă înșel eu sau știu că în zona respectivă sunt foarte mulți tineri? Sunt de regulă în orașele mari, în zona urbană sunt mulți tineri. Am observat că la biserica asta vin mulți tineri, în special cu copii mici, în fiecare duminică sărbătoare la Sfânta Împărtășanie. Ne bucură acest aspect. Este mai greu, mai ușor să aveți un... să aveți credincioși și mai tineri? Dacă sunt mai tineri, îi învață și pe copiilor și pe nepoților și tot așa. De generație în generație merge acest aspect. Chiar vrem și dorim și suntem bucuroși atunci când vedem că sunt în biserică și tineri. Pentru că de regulă vin persoanele mai în vârstă. Tocmai acest lucru vreau să-l subliniez. Faptul că reușiți să atrageți tinerii la biserici în această perioadă în care presiunile din partea societății sunt total anticreștine, aici este reliefată puțin vrednicia slujitorilor. Este un cartier locuit de tineri, aceștia vin, se împărtășesc cu Sfintele Taine, își educă mai departe copiii în spirit creștin și în spiritul valorilor creștine. Cum reușiți? Aveți și o activitate catehetică? Am avut în anul trecut o activitate catehetică. Cred că anul acesta vrem să o reluăm sub o altă formă, într-un mod mai amplu, pentru că vrem să vină cât mai mulți tineri. Această cateheză, le-am spus și în biserică, noi slujitorii, nu este o rugăciune, o slujbă care facem noi. Este un moment în care dialogăm. În Sfânta Biserică venim, alegem anumite teme și acolo le dezbatem. Practic învățăm unii de la alții. Din experiență, de din viața... De multe ori temele sunt propuse chiar de către tine. Chiar de către tine, de către credincioși, le dezbatem și de aceea vrem ca să vină cât mai mulți și ca în felul acesta cunoștințele să fie din și acumulate. De ce am subliniat acest aspect, părinte? Pentru că sunt tineri care simt acest gol sufletesc, simt dorul de biserică, chiar și în situațiile în care nu au primit o educație religioasă. Nu? Este firesc. Toți avem o formă de îndumnezeire în noi. Dar nu sunt la curent cu educația. Nu știu cum să procedeze. Nu știu cum să ia legătura cu un preot, când să ia legătura cu un preot. De asta am insistat pe acest aspect al catehezelor. Cu preotul e legătura simplu. Acum avem tehnologia la îndemână, telefoanele, la biserică, adresele noastre, deci contactul este simplu. Deci chiar și atunci când nu vă găsesc credincioșii, aveți acolo avem contactele. Acolo contactele. Problema este că trebuie să ne facem timp din partea fiecăruia ca să alocăm, repet, un anumit moment din zi sau din săptămână când ne gândim și la primenirea sufletului și unde cel mai bine, în mijlocul și în sânul bisericii. În fiecare zi biserica este deschisă, de dimineața până după amiaza. Chiar dacă nu este slujbă, cine simte nevoia, vine, se roagă singur, citește un acatist, o catismă din Psaltire, cu lumânare în mână, e candela permanent aprinsă, pentru că, iată, trebuie să menținem vie tradiția și credința noastră străbună și să o ducem mai departe. Așa cum a spus, trăim vremuri tumultoase, grele, din punct de vedere economic, social, al legăturilor dintre simți oameni. Durerea aceasta, noi avem o structură profund creștină în România și indiferent cât am încercat să ne mințim sau să fim mințiți, nu putem trăi în, nu putem respira în afara bisericii. Așa este. De asta insist și recomand și fac din aceste emisiuni un îndemn. Niște repere acelor români care simt acest dor de biserică și poate că de multe ori nu reușesc să afle cum să își îndrepte pașii. Și este atât de simplu, suntem conjurați de cruci. De cruci. Nu? Înaintașii noștri au avut grijă să ne îndrepte pașii spre eternitate. Să ne deschidă drumul și iată, noi trebuie ca acest drum să nu-l închidem,
și să-l primenim, să-l deschidem mai mult și pentru ceilalți. Vorbim aici de vrednicia preoților. Nu. De asta am insistat, iată biserica și parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena, un loc deosebit, liniștit, frumos, care îndeamnă la rugăciune și la meditație, un loc în care oricine poate să vină să se roage, oricine are întrebări și dureri asupra cărora vrea să se lămurească, găsește aici niște slujitori deschiși care le pot răspunde cu calm, înțelegere și profunzime. Da, e foarte important și acest aspect. Da, dragi telespectatori, da, o să repetăm programul activităților, vă rog, părinte, pentru că ne apropiem de sfârșit. Așa. 2 minute. Începând de vineri, poimâine, 17 mai, în jurul orelor 17, vom întâmpina moaștele Sfinților Împărați, Constantin și Elena, Sfântului Mucenic Gheorghe, protectorul trupelor de uscat. Sâmbătă, după amiază, la fel vom săvârși slujba vecernii cu litie. Duminică dimineața, în prezența înalt preasfințitului, începând cu 7:30, 8 fără un sfert, aghiazma mică, slujba târnosirii și afară, în parc, pe scenă, Sfânta Liturghie Arhierească. Duminică, așa, urmată de periplul acela al credincioșilor prin Sfântul Altar, la final va veni fanfara militară, cum am spus și la început. Luni, în ajunul prăzunii Sfinților Împărați, la ora 17, să vârșim acatistul închinat acestor sfinți, ca marți, în mod deosebit, să-i cinstim ca un cununar, iată, acestor zile anticipative a prăznuirii Sfinților. Tot respectul și pentru cei din fanfara militară, sunt acolo câteva personalități puternice care au și studii teologice. Sunt, da. Niște artiști deosebiți. Legătura între biserică și armată se știe de-a lungul vremurilor, a fost și va rămâne cea mai solidă, cea mai legată, cea mai strânsă. Da, nu uitați, dragi spectatori, este și un muzeu foarte interesant al forțelor terestre în apropierea bisericii. Deci, aveți un weekend încărcat în agenda noastră. Glumesc, vă mulțumesc, îi mulțumesc și părintelui Ciprian Rus pentru prezența în studio. Vă așteptăm cu drag, mulțumesc, părinte, în continuare. Încă o dată îmi pare rău că nu pot să participși eu la sfârșitul acestei săptămâni. Voi fi plecat din țară, dar îmi doresc să ne întâlnim în parohia dumneavoastră când mă voi întoarce. Or fi acolo colegiul dumneavoastră și vă dau reportaj. Sigur. Vă mulțumesc, Hristos a înviat!